sentiu. Sunt om, ființă, existi oare? Sunt bărbat, femeie, copil, adult, moldovan, român, liberal, mism, bogat, sărac, vesel, pesimist, frumos, deștept, înțelept, bun. Toți ne autodesenăm. Desenăm un portret altora. Desenăm adevărul, ori dorim. Desenăm o iluzie. Cine suntem și ce vrem să vă dați despre noi? Suntem normali sau mai puțini? Dorim să fim normali sau supereroi? Dorim să fim normali, urmani, normali, umani sau supereroi? Care e scopul naturii? De cel care ne spune religia, Biblia, natura, Darwin? Cum ne-l setăm noi? În dependență de scop, ne definim rolul. Sau dacă nu suntem în stare, ne-l definesc alții. Adevărul e că noi nu știm, poate nimeni nu știe. Poate suntem ca acei orbi care caracterizează un elefant. Fiecare vede doar un puzzle de tot tabloul. Deci nu știm adevărul. Nu știm nici calea. Iisus și-a luat responsabilitatea și a spus că El este calea, adevărul și viața. Deci El știa adevărul. Deci El era calea. Sau știa calea și de aici a extras adevărul. Viața e totalitatea clipelor care le trăim și care le trăiesc alții despre noi. Noi rădăcim, noi trăim prin noi și prin creația noastră. Deci, cum trăim viața? Corect, bine, cu bunătate, fericiți, liniștiți, împăcați, sănătoși, bucuroși. Pace vouă, zicea el. Pace vouă.